că am bățit tricoul ăsta. Dar nu contează. Salutare, prieteni! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În episodul de astăzi vă voi prezenta montura pe care o folosesc eu în Euronymphing pentru lansetele dedicate de nimfă. Hai să trecem la treabă și să vă arăt cum faceți montura. O să încep cu mulineta și cu ce am montat pe ea. Am puțin backing, un șnur dedicat de nimfă de la Rio, un Rio Euronymph, dar funcționează orice alt șnur dedicat, fără nicio problemă. De ce am ales un șnur dedicat? Pentru că este mult mai subțire și pe anumite râuri pe unde mai pescuiesc în afara țării sunt obligat să am șnur pe tambur. De ce nu folosesc un șnur normal? Pentru că tot în afara țării, pe anumite râuri, ești obligat în anumite momente din sezon ca șnurul să fie în afara lansetei și chiar să atingă capătul șnurului, să atingă luciul apei. Ăsta este singurul motiv. Dacă aș pescui cu un șnur normal în afara pățului, în afara lansetei, șnurul normal, după cum se vede și aici în diametru, este mult mai gros și implicit mult mai greu, formează niște bucle pe inelele lansetei și nu ai contact direct cu nimfa. Aici vorbim de Euronymphing. M-am căcit. Un lucru important de care trebuie să ții cont atunci când pescuiești la Euronymphing este mulineta. Dacă ai posibilitatea să pescuiești cu mulineta full frame, e mult, mult mai ok. Să-ți arăt ce înseamnă full frame. Înseamnă că cadrul ăsta principal, care vine montat tamburul, are un singur orificiu pe unde poți scoate șnurul, firul, și n-ai cum să te încălcești. Acum să-ți arăt ce înseamnă mulinetă care nu este full frame. De exemplu, asta se observă clar diferența între aceste două cadre. Okay. Și ce poți să pățești când pescuiești cu fir subțire, cu monofilament, este ca monofilamentul ăsta să se încălcească și să-ți ajungă prin, să se ducă după, da? Se vede aici foarte bine. A trecut în partea asta și când am în pește se încălcește. Că, na, atunci o să se încălcească când am în pește. De aceea e mai ok să folosești full frame. Dacă nu ai full frame, nu e nicio problemă. Am pescuit și eu atâta timp cu mulineta asta, care e normală, și am de câteva ore, într-adevăr, mi-a intrat firul între și mi s-a încălcit aici. Poți pescui la Euronymphing și fără șnur. La început mi-am pus doar puțin backing, după care direct monofilamentul color. La noi nu există o regulă în care ești obligat să ai șnur pe tambur, așa că cel și cel mai simplu, într-adevăr, este să ai doar backing și monofilament, dar în momentul în care vrei să schimbi pe uscate sau ude, o să trebuia să schimbi mulineta. Așa că poți pescui cu șnur normal, la care atașezi montura pentru Euronymphing, și dacă vrei să treci la uscate sau la ude, pur și simplu dai jos montura respectivă. Dezastru! Dai jos montura respectivă, atașezi un leader conic normal pentru uscate și you're done. De șnur atașez direct un monofilament colorat, poate fi de genul ăsta, este foarte ieftin, 150 m 0,22, sau de la Hana, care este direct bicolor sau tricolor, nu contează.
Diametrele variază, în prezent folosesc 0,15, am contact mult mai bun cu nimfele și rezistența la vânt e mult mai mică. Dar pentru început recomand să încep cu un fir mai gros, pentru că este mult mai ușor de lansat și dacă n-ai pescuit niciodată la Euronymphic, să treci direct pe diametru subțire e puțin mai complicat și s-ar putea să te enervezi. Conexiunea e simplă, buclă în buclă. Folosesc cam 4-4,5 metri de monofilament nylon de ăsta colorat. Iar la capăt ai două opțiuni. Ori formezi un micro loop, o micro buclă din asta, prin perfection loop, sau varianta mai simplă, atașezi un micro ring. Foarte ușor de folosit. Și ca să fie mai ușor, să dau un exemplu. Ca să fie mai ușor să atașezi micro ringul, nu-l scoți de pe suportul ăsta. Vezi care e ultimul aici. Și faci nodul. Direct. E un nod simplu. Un clinch. N-o să-l fac acum. Și după ce nodul s-a format, pur și simplu scoți microringul și mai ușor să atașezi după aia tipitul și să nu pierzi microringul. De microring sau de microbucla asta, atașezi prin ce nod preferi tu tipetul. Și aici la tipet fiecare își alege ce dorește, ce îi place. Poți să folosești și monofilament nylon și monofilament fluorocarbon. Nu e absolut nicio problemă, eu am pescuit cu ambele, atât fluorocarbon și cât și nylon la nimfă, în funcție de situație. Încă o chestiune legată de tipeturi. Personal folosesc diametri între 0,10 și 0,14. N-am avut nevoie de mai mult de 0,14, poate 0,16 în cazuri foarte rare. Lungimea tipetului undeva între 1 și 1,5 metri, undeva la 6 metri are toată montura. Îți mulțumesc mult pentru vizionare, dacă l-ai găsit util și ți-a plăcut, nu uita să dai un like, un share, un subscribe și dacă nu ai înțeles ceva, lasă-mi un comentariu jos și o să răspund cât de repede pot. Mulțumesc încă o dată! Sărbători fericite, binecuvântate, alături de cei dragi și să ne vedem în sezonul următor cu bine. Pe data viitoare!